Ce faci? Unde ești? Ce te ocupi, dacă nu-i secret? La ora asta stau în pat. Stai. Ești în pijama? Pe normal că da. Ești cea mai scumpă pentru mine și îți promit că voi fi alături de tine. Îți mulțumesc pentru ceea că te iubesc. Ok, ți-a plăcut mesajul? Da. Uba. A intrat mesajul la ea. A intrat mesajul, nu? Da. Eu vă spun că îl iubesc foarte, foarte, foarte mult. Cât de tare îl iubești, de atâtea ori spui da. Da. O seară bună. Pa. Sunt de la agenția de PlayStation. Domn Gheorghe, deci noi avem informația că dumneavoastră ați luat joystick-ul și l-ați aruncat de pământ și acum PlayStation-ul nu merge la copil. Dar nu scade eu nică și-o PlayStation. A, de ce a stricat PlayStation-ul omului? Eu n-am scat nică. Dumneavoastră urâți PlayStation-ul și acceptați Xbox-ul sau n-aveți nimic împotriva lor? Dar așa vei duce că ești degeaba. Butoane, domnule. Butoane de la joystick. Nu știi de șoșc, duci, n-am văzut nici șoșc nică. Nu șoșc, domnule, joystick. Ciotic nu știu așa la voșor, nu știu nici idee în cap n-am. N-am jucat nică, nici mă jocă nică. Paul, mă numesc, am venit în Chișinău și am nevoie de Jana. Jana? Da, Jana. Stai puțin. Jana, domnule, Jana. Ce Jana, nu știu Jana. Simplu, îi dai receptorul Janei și vorbi mai departe cu Jana, nu? Nu știu, domnule, n-am. Jana nu este acolo, este afară, la bar. Tu ești cu Jana la bar? Da. Încă o dată. Hanger, nu, și plecam la bar, nu știu, deci eu dormi, n-am înțeles. Tu dormi acum? Da, deci acum, eu dormi. Tu dormi acum, da, vorbești cu mine, da? Da. Bine, eu nu știu unde Jana, înțeles? Bine, este bolnav. Că e vară, e cald, de unde bolnav? Bine, nu știu eu business de Jana, nu înțeles? Ce a furat, este bolnav, este mult cald, ce temperatura este? Ai medicament la farmacie, este permis, farmacie la Academir. Acolo. Eu te dau în poliție, în căutare, Interpolo. Este Interpol la București. Eu una telefon la București și a venit poliția acasă la tine. Este bolnavă temperatura, domne, te rog. Ce ai făcut cu Jana? Spune acum. Ai gamisu, că mi-a să apare telefonul, paleopul ăsta. Ai gamisu. Poate cineva să-mi traducă ce-a spus ăsta. Mai să știi că te iubesc. Și atunci să te-ați va spune.